Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice la Radio France Internațional, sunt Cristian Gava. Invitatul acestei ediții este domnul Teodor Stolojan, europarlamentar PNL, fost premier al României și una din vocile de primă mărime ale economiei românești. Bună ziua, domnule Stolojan, și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Este un post de radio care cât de cât încearcă să rămână obiectiv într-o lume din ce în ce mai. Tulburată cum e lumea din România. Cum este lumea europeană înainte de alegerile europarlamentare, cum se vedea de la Bruxelles. Totul tulburată ca la noi? Din păcate da, din păcate da, pentru că se pare că e o tendință în mai multe țări de creșterea acestui val de nemulțumire nu atât față de instituțiile europene, față de Europa, e o nemulțumire în general față de evoluțiile economice, sociale, politice. De... Ne-am obișnuit noi cu prea mult bine? Într-un fel da. Viața a fost destul de liniștită în Europa, ca să spunem așa, până în, în ultimii doi ani, așa. A început, sigur, a fost criza, care n-a fost numai la noi, a fost aproape în toată lumea dar în ultimii ani uh, au fost efecte care nu au fost evaluate la dimensiunea lor reală, chiar efectul globalizării asupra foarte, asupra multora care muncesc să zicem nu la nivelul intelectual al super specialiștilor ci care muncesc în fabrici în uh, complexe comerciale și așa mai departe și care sigur au simțit la un moment dat că uh, ei nu mai fac parte din această evoluție că beneficiile globalizării, creșteri, beneficiile da. creșterii economice beneficiile dacă vreți ale unei anumite liniști care au fost nu li se resfrâng nu se văd în uh, veniturile lor uh, uh, și în general în traiul lor nu întâmplător, ați văzut sloganul pe care l-au aruncat vestele galbene la Paris, în Franța, a fost următorul, că voi vă temeți de sfârșitul lumii, noi ne temem de sfârșitul lunii. Fabulos și Deci foarte sunt suggestive. oameni care, chiar în condițiile salariilor din Franța, din Italia, din uh, alte țări, nu reușesc să ajungă la sfârșitul lunii îndeplinindu-și obligațiile normale de plăți, plus sigur rate de credite și așa mai departe. Uh, Ori aceste nemulțumiri, până la urmă, sigur că s-au răsfrânt și asupra instituțiilor europene în ideea că uh, nu fac suficient sau fac prea mult sau intervin prea mult în viața națiunilor. Acesta e reflexul nu? din Polonia, care vine din Ungaria, mai nou din Italia, la adresa instituțiilor europene, că încearcă să deterne prea mult soarta statelor națiuni. Nu? Sigur că aici, deci avem pe de-o parte, iată, acest fond de nemulțumire jos. La nivelul Întregii celor care se duc la muncă zi de zi și își duc traiul de la o lună la alta, să spunem. Ei văd că nu mai au capacitatea de acumulare, de economisire, deci n-au ceea ce noi înțelegem prin capacitatea clasei de mijloc. Clasa de mijloc, eu am văzut. Motorul câteva... economiei americane, motorul economiei renane după război? Da. Am văzut câteva definiții date prin România, te apucă râsul, din păcate una dată de un profesor universitar care spune, domnule, ești în clasa de mijloc, dacă ai asemenea rezerve care îți permit să trăiești, nu știu cât, 4-5 luni sau până la sfârșitul anului. Nu acesta e criteriul de judecată. Criteriul de judecată pentru clasa de mijloc este ca, din veniturile pe care le obții, să poți să-ți întreții familia, să poți să ai asigurare medicală, să poți prin credit să-ți asiguri locuință, mașină, copii să poată să aibă o acces educație la și să ai și posibilitatea de a economisi în timp pentru perioada când ajungi la bătrânețe și nu mai muncești. Asta este sensul real al clasei de mijloc, deci o oameni care nu trăiesc de pe o zi pe alta sau de la un sfârșit de lună. Impredictibil ala. și... Exact. Da. Ori e, Acest lucru s-a erodat în Europa și nemulțumirea a devenit evidentă. Într-adevăr, e o problemă reală de inegalitate, da? În, nu numai în Europa, și în Sua, și peste tot, și în China, dacă vreți, inegalitatea. Unul de inegalitățile a... acolo cresc crescut foarte mult Categorii, în 30 de ani. Uh... Deci, peste tot această inegalitate care are în spate uh, foarte mult factorul tehnologic. De ce? Cum vedeți legătura între tehnologie și inegalitate? Vedeți, suntem în uh, etapa celei de-a patra revoluții industriale, denumită de unii a patra etapă, în care asistăm la digitalizarea vieții, să spunem. Vieții, nu numai economice, da. vieții sociale, uitați-vă ce înseamnă Facebook, ce înseamnă Twitter și altele, da? Uh, unde cei care au produs aceste inovații, cei care dezvoltă în continuare această nouă tehnologie, realizează venituri incredibile și sigur că această inegalitate s-a dâncit foarte mult. Ea deranjează. A deranjat întotdeauna În România cum vedeți inegalitatea? Este mai mare, mai mică decât în Europa? În România este, dacă judecăm după anumiți indicatori, nu suntem ceva neobișnuit față de ce se întâmplă în Europa. În România să avem o polarizare foarte mare. O polarizare în sensul că avem o mică un mic număr de oameni care au acumulat foarte mult, și o mare masă de oameni care sunt într-o zonă dintre aceasta pe care nu poți să o denumești în niciun caz clasa de mijloc, nici dacă discutăm de milioanele de pensionari, nici de milioanele de. Nu avem aproape două milioane, e o cifră care variază foarte mult de. Salariați la salariu minim pe economie nu în niciun da. caz aceștia nu se încadrează în clasa de mijloc de care vorbim. deci România are acest aspect o mare masă care se află foarte jos cu veniturile și foarte puține care realizează venituri foarte mari. Nu știu dacă ați remarcat când a fost această audiere a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale la Parlament, la un moment dat prim, viceguvernatorul vicepreșed... uh, vice Băncii Naționale, Florin Georgescu, a spus, zice, domnule, avem 10.000 de oameni care au îndepozite în depozite, bănci... în deci în depozite, yeah. Eu nu mai vorbesc de alte de investiții în depozite, da. în depozite, mai mult decât restul populației. Adică, e aici. enorm, pola e mare sigur, polarizarea asta. Sigur. Foarte mare. Deci, pe de-o parte, avem aceste efecte economice ale fenomenului de globalizare, care nu au fost evaluate ca lumea din punct de vedere al consecințelor, și ele acum se reflectă în foarte multe nemulțumiri, stagnări de salarii și așa mai departe. Pe de altă parte, avem, iată, în unele state membre, gen Polonia, Ungaria, mai nou și România, da? Italia, Ungaria, Polonia, mai nou România, Austria. Uh, nemulțumiri față de instituțiile europene care se amestecă prea mult. În afacerile interne. În afacerile Așa interne susțin, da. ale statelor națiuni, nu? Sigur că aici avem și unele. Ca să spun așa, uh, sunt și multe populiste interpopuliste da, ale acestei e, Nu, dar chiar uh, ne aduc aminte de fenomene petrecute acum 50 de ani. De exemplu, ce spune Orban în Ungaria? Domne, eu vreau, zice, nu vreau, eu vreau să știu cine sunt imigranții care vin în Ungaria, ceea ce e perfect corect, asta vrem. Asta vor toți da. să știe. Adică, domnule, nu cum s-a întâmplat în Germania, a veniți un milion și pe urmă să ne uităm cine sunt. Îi controlăm medical, îi controlăm dacă nu aparțin unor rețele teroriste și așa. Nu, noi vrem să știm la intrare cine sunt acești imigranți, ceea ce e corect. E legitim până aici. Da, dar pe urmă, domnul Orban spune așa, domnule, noi vrem ca națiunea Ungară să fie numai a, ung a ungurilor și, da. deci, bagă o chestiune etnică care, sigur, la un moment dat e deranjant, adică ideea că, domne te opui migranților pentru că vrei să păstrezi puritatea etnică. Am mai auzit de treburile astea da. de puritate etnică și nu s-au terminat bine nicăieri în lume. Nu, nicăieri în lume nu s-au terminat da. cu bine. Deci, cam asta este perspectiva, să zicem, -ă, europeană, care e. Destul de tulbure ca să folosim acest cuvânt, și, în consecință, îngrijorări față de cum vor arăta sau cum va arăta rezultatul alegerilor europene pentru Parlamentul European. Veți Pe... candida? Nu. Eu uh, am fost două mandate, consider că este o durată suficientă pentru cineva în Parlamentul European. Și cred că e nevoie de o renoire, și aici, în Parlamentul European. De regulă, e bine să ai la fiecare nou mandat o renoire cam de 50%. După care, sigur, oamenii se întorc înapoi în țara Am. lor, continuă activitatea sau în alte uh, joburi. Deci, există o îngrijorare față de cum va arăta Parlamentul European, pentru că de exemplu dacă în Italia această mișcare 5 stele, stele nu? Da. va fi în continuare câștigătoare ca și cel la partid cu Valenții. cu Lega Nord, da? exact. uh, sigur că iată vom avea Europa din Italia din Ungaria, din Polonia nu, care și nu numai la ei chiar Cehia și Slovacia pun probleme de partide categorii populiste și Franța, Euro... să nu uităm Franța, că da. doamna Le Pen e în continuare are acolo o anumită credibilitate și cu siguranță vor putea face în Parlamentul European un grup foarte compact care uh, să aibă un cuvânt mult mai greu de spus decât am avut în prezent acel echip al lui Farage care Uh, sau stânga foarte radicală comu radical radical da. comunistă din uh, Parlamentul European și care întotdeauna au pierdut până acum la voturi. Cum vedeți e problema economiilor emergente? Din jurul Uniunii Europene se discuta înainte de criză, de exemplu, sau chiar în timpul crizei, prin 2010-2011, despre răsăritul Turciei, ascensiunea economică fabuloasă a Turciei, atinseseră un produs intern brut pe cap de locuitor, exprimat în valoare nominală pe la 11-12.000 și brusc acum vedem prăbușire, odată cu devierile autoritariste ale domnului Erdoan. Turcia are un avantaj incredibil, vorbesc din punct de vedere economic, și anume faptul că au o populație. Numeroasă. Cam peste 80 de milioane deja de locuitori, ceea ce mi-aduc aminte, erau mari conducători de conglomerate economice-financiare care spuneau că, în general, o țară care depășește 30.000 de locuitori. Este. devine. 30 de milioane. 30 de milioane, de milioane da, de locuitori, da. devine o țară foarte importantă pentru orice corporație internațională. Normal, cât ar fi de mic nivelul economiei, piața sigur, tot e mare. Că, deci, Turcia, pe de-o par, de parte. Pe de-altă parte, sigur, noi avem o anumită părere veche despre turci în România, despre otomani, nu? Dar să știți că sunt foarte muncitori, foarte buni în lucrări de infrastructură, fac proiecte care le duc până la capăt. Acum, sigur, e și o situație specială creată în Turcia, dar gândiți-vă că nu știu dacă vor continua, dar domnul Erdogan își propune să facă un canal paralel cu Bosforul, nu? Nu vreau să discut despre impactul geopolitic al acestui aceste. canal și uh, el ridică sigur aglomerația din Bosfor și riscul întotdeauna să se întâmple ceva în Bosfor, cum s-a mai întâmplat, nu? Am avut și noi cel mai mare petrolier care s-a scufundat acolo cu consecințele de rigoare, dar ei imaginați-vă la un moment dat că Bosforul nu mai devine... Știu eu, comercial, așa de mult, și totul e transferat pe acel canal care va fi în viitor. Dar Turcia acum a deschis un al treilea aer, aeroport care este da, imens. imens, da. de, e ce de fapt, un fac, Știu să facă investiții mari. în continuare, ceea ce România, din păcate, a pierdut acest obicei de a face investițiile. Proiecte mari, deși noi am avut această capacitate și experiență în România, în fond. În regimul comunist s-au făcut mari proiecte de investiții. Și dar, înainte, nu? Și înainte Chiar, dar, dar de... am pierdut această experiență, capacitate. Cum vedeți, probleme, apropo de Turcia cu, 80 de, cu peste 80 de milioane de locuitori și o populație dinamică și în creștere, cum vedeți problema îmbătrânirii Europei? Dacă în țări precum Franța, Germania, Spania, uh, politici în direcția natalității susținute plus Uh, imigranții care vin din alte țări reușesc să compenseze cât de cât acest dezechilibru și să fie totuși un trend pozitiv sau staționar, în țările din centrul și estul Europei, sau în marea lor parte, asistăm, inclusiv în România, de peste 20-30 de ani la o depopulare masivă. De la 23 de milioane în 1990 am ajuns astăzi la nu știm cât. 17 este ca 19, spune 19,5 uneori. Depinde cum o calculezi pe asta în funcție de domiciliu. Cum vedeți problema demografică a Europei, a unui continent îmbătrânit totuși, cu un nivel de viață însă foarte ridicat, în acest context global al ascensiunii unor noi puteri extrem de tinere, cu o populație foarte tânără și cu populație în creștere. Bun, avem un caz de țară europeană dezvoltată care o duce bine cu natalitatea, Franța. Da. Și aici ar trebui să vedem, domnule, de ce în Franța lucrurile merg bine în privința natalității. Mi-ar fi greu să vă spun exact, eu, să, vedem de ce. să explic eu acum de ce, dar uite, îmi propun să studiez totuși această problemă, de ce în Franța nu au probleme cu natalitatea, cel puțin până acum. Iată, Ungaria... A luat niște măsuri acum pentru a încuraja natalitatea, tot în acel concept al uh, lui Orban, că Ungaria trebuie să aparțină ungurilor și nu să fie amestecată prea mult cu imigranți. O teorie populistă cu, da. cu uh, protejarea valorilor tradiționale maghiare Bun. a civilizației europene. Da. Foarte bine. Um, cât timp nu denaturează. Exact, cât, cât timp, timp nu devia, nu pentru că linia aici este extrem exact. de, de fină între un concept legitim și exact, deviere da. extremiste. Să știți că semne de îngrijorare sunt în China, paradoxal, care are 1,3 miliarde de locuitori, De locuitori. dar unde îmbătrânirea populației este vizibilă, că ei au dus acea politică de mult timp, o în familie, timpul un lui Mao. copil, și la ora actuală prognozele pentru China sunt îmbătrânirea și descreșterea populației. Cum de s-a întâmplat descre... și în Japonia, de exemplu. Exact. Acum, există totuși o legitate să-i spunem economico-socială pe măsură ce țările avansează în dezvoltare familiile reduc numărul de copii. Nu mai au nevoie de atâția copii ca o asigurare la bătrânețe. Știți că și în România, familiile făceau 6-7 copii din ei trăiau 3-4, dar ei erau asigurarea la bătrânețe a familiei respective că unul din copii măcar va avea grijă de bătrâni. Da. Astăzi ce avem? Avem, în primul rând, sisteme de asigurare socială pentru bătrânețe, sisteme de pensii care nu erau înainte. Avem. Un nivel de dezvoltare și de educație mai ridicat, și pe măsură ce aceste lucruri evoluează, progres, familiile reduc numărul de copii, femeile doresc să muncească, doresc să se afirme, deci nu doresc să stea numai. Vă dați seama, în momentul când ai 4-5 copii, automat, automat se, o femeie, da. vrând-nevrând, ea este un număr de ani pur și simplu nu mai are posibilitatea, nu mai are aceeași capacitate ca să spunem așa, de a se implica în problemele de uh, serviciu sau în, în probleme sociale, culturale. Uh, deci aceasta e o tendință. Aceasta e o tendință peste tot în lume. De aceea, la ora actuală, un singur continent e prevăzut că își... Africa. Dubla Africa, care... Prognozele arată că la anul 2050 vor avea 2,5 miliarde de locuitori față de un miliard în prezent. De aceea și africa e deja în atenția multor companii transnaționale ca să nu mai vorbesc de investițiile chinei care sunt masive în Africa, sigur legate și de uh, asigurarea de materii prime. Deci Europa nu are la ora actuală nicio șansă decât să accepte că pierde populație, că populația îmbătrânește și să accepte imigranți. Există un calcul făcut recent anunțat de Germania care spune în fiecare an avem nevoie de cam 250.000, 250.000 de, de imigranți. Ca să, Foarte, ca să compensăm acest dezechilibru bun, demografic. Exact, dar între timp, sigur că progresul tehnologic merge înainte. Și gândiți-vă în spațiul ex-sovietic ce s-a întâmplat, unde avem de-a face cu depopulări masive. Ucraina da. avea undeva la 50, peste 50 de milioane de locuitori în 89 și acum are 30 ceva. Spuneam că între timp progresul tehnologic merge înainte și urmează, unii spun, a cincea revoluție industrială care va fi robotizare, inteligența artificială, care va reduce tot ce poate fi, cum se spune, tot ce, orice muncă care poate fi numerizată, standardizată, repetitivă, va fi efectuată în viitor de roboți care au inteligență artificială și așa mai departe. Sigur că vor apărea alte meserii, în viitor, nu? se va majora, se va multiplica necesarul în domenii nu de programare, de codificare, de programe și așa. dar va rămâne ca problemă îmbătrânirea populației și lumea trebuie să se pregătească, țările europene în special, e vorba de sisteme de sănătate, de sisteme de a adapta dacă vreți, toate sistemele la o populație în vârstă, care exact. are alte probleme față de una exact. tânără. Acest lucru e vizibil. Sigur, în cazul României, în cazul Bulgariei, în cazul multor țări care încă sunt departe de stadiu de țară dezvoltată, există și acest efect al migrației economice, pentru că să fim foarte limpede cei 3,5 milioane, după unii, 4 milioane de români după alții, care au plecat din România să muncească în alte țări, au plecat marea majoritate, ca să spun așa, din motive economice, pur și simplu. Sunt oameni care știu că uh, pot câștiga mai bine în uh, țările dezvoltate și, în consecință, s-au dus acolo. Uh, fiecare cu motivele lui. Deci, și România va avea nevoie, și deja avem cereri din partea mediului de afaceri din România pentru a duce imigranți în România la muncă. Și avem din Vietnam, avem din Filipine, avem asemenea muncitori în România. De fapt, am văzut că guvernul chiar a majorat, a dublat. Numărul imigranților acceptați pentru, pentru a veni și a munci în România. Deci, cam asta este situația. Sigur că se poate face mai mult pentru a încuraja familiile, totuși să aibă nu numai un copil, ci măcar doi. Ideal ar fi să aibă trei. Cum vedeți problema economiilor grav lovite și ubrezite de criză? Evident că situația diferă mult de la țară la țară. Irlanda a fost un stat lovit puternic de criză în 2009, după care am avut de a face cu o recuperare rapidă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Islandei, de exemplu. Țările baltice la fel, puternic lovite de criză, dar urmat de o recuperare rapidă. E cum vede situația pacienților uh, din Uniunea Europeană? Grecia, Portugalia, Croația, Italia, Spania, țări acolo unde într-adevăr am avut recesiune mare gravă rate mari de împrumut șomaj extrem de crescut și totuși rate de creștere și de recuperare economică foarte mici. Gândiți-vă că Grecia avea undeva în 2008 un PIB pe cap de locuitor pe undeva pe la 32-33 de mii de dolari a scăzut la 16.000 în punctul cel mai de jos al crizei, iar acum de-abia dacă are 19-20 de mii. Cum vedeți problema acestor pacienți? Bun. S-a aplicat tratamentul corect? După mine foarte corect, contrar la Așa. foarte mulți care... Când te împrumuți în halul în care s-a împrumutat Grecia, cine vrei să-ți plătească datoriile alții? Sigur că eu nu exclud Re și responsabilitatea și... creditorilor, Da. da. Pentru că o țară nu se împrumută fără să existe creditori. Creditor. Și creditorii au fost și bănci, au fost și instituții internaționale. Instituții internaționale. Și sigur că atunci când s-a făcut pachetul de restructurare pentru Grecia, s-a avut grijă ca să nu piardă creditorii prea mult. Sigur, au pierdut și ei, dar au pierdut prea puțin față de responsabilitatea care au avut în momentul în care au împrumutat Grecia, dar responsabilitatea principală a fost a Greciei. Pentru că să nu uităm dacă vă uitați la începutul tranziției în România a fost o expansiune puternică a firmelor grecești în România, da. a băncilor grecești în România care s-a făcut pe bază de împrumuturi luate de Grecia. Deci a fost finanțată cu împrumuturi din afara Greciei. A, ori Grecia guvernul grecesc s-a împrumutat foarte mult a avut deficite pe care le-a ascuns da. ceea ce e inacceptabil, nu? Normal. Șomajul ajunsese aproape de 30%. Și a trebuit să plătească un preț. Adică acele strigăte de ajutor în sensul că să li se anuleze datoriile și asta, sigur, li s-a făcut în lesnire, li s-a făcut reșalonare, li s-a făcut chiar o tăiere din datorii, dar până la urmă nimeni nu poate veni în locul tău să pună ordine în finanțele publice, în Grecia, să nu uităm că, de exemplu, vă spun așa, o chestie care, mă rog, circulă ca un fapt divers, Fondul Monetar Internațional, de exemplu, le-a recomandat să impoziteze piscinele. Grecia a zis, domnule, n-am făcut treaba asta până acum. Bun. Și au venit grecii și au spus, doamne, uite, am inventariat, sunt 10.000 de piscine în Atena. Și erau mult mai mult. Și au venit ăștia cu, de sus, cu sateliții și le-au numărat, zice, nu, aveți 100 și ceva de mii de piscine în Atena. Deci a fost, o, să spunem așa, un regim foarte lax din punct de vedere al gestiunii finanțelor publice în Grecia. Mai mult, ei nu impozitau, de exemplu, armatorii. Grecia era renumită. Grecii spuneau: Domnule, dacă ne apucăm să impozităm noi, armatorii, se vor muta imediat în Cipru sau în altă parte, nu? Fac o paranteză: știți că și Republica Moldova a devenit, având ieșire la Dunărea Maritimă, are înregistrate foarte multe nave în registrul naval. Exact, dar nici loc n-ar fi pe. Deci încasează ceva bani din aceste înregistrări, care deci nici nu vede navele respective, dar e un sistem. Bun, deci Grecia a trebuit să-și pună pur și simplu casa în ordine și acest lucru nu se poate face fără dureri. Normal. Am trecut și noi România... Printr-o prin tranziție se... mult mai complexă decât a lor Categorie. și o reorganizare profundă a întregii paradigme sociale. Acuma... Dacă vă amintiți, când a venit acest guvern socialist, Tsipras acesta, când a venit la putere, sigur avea mușchii foarte încordați, cum va face el, cum nu va recunoaște, a avut un ministru de finanțe... Varoufakis, faimosul Varoufakis care mergea pe motocicletă la Berlin la întâlnirile cu Angela Merkel. Da, da, Neconvențional. Care e tot așa, adică, domnule, dușmanul nostru sunt instituțiile internaționale, dușmanul nostru e Comisia Europeană, dușmanul nostru e Merkel, că nu vrea să ne anuleze datoria. Și-au pus casa în ordine, au o, o anumită creștere economică și eu vă spun, jos pălăria în fața lui Țipras asta, pentru că a făcut ori... niște reforme pe care nea democrația Partidul de Centru Dreapta nu le făcuse. Exact. A umblat la niște domenii Bun. cu niște costuri electorale foarte mari, pentru că, într-adevăr, el a scăzut foarte mult în sondaje. Gândiți-vă că acolo pensionarii aveau a nu știu cât, a, a 13-a pensie, cei din salariații aveau câte alte două salarii în afară de alea 12, deci un sistem foarte Relaxat, haotic. Relaxat, da, relaxat și haotic, lips. pur da. și simplu au pierdut controlul echilibrelor din economie și au trebuit să-l recâștige. Și acest lucru, așa cum am spus, nu se face decât cu durere, cu costuri foarte mari pentru populație. Va... Acum au creștere economică, își revin. Vor avea țările europene creștere economică? În următoarea perioadă se va menține și în 2019-2020 trendul din anii trecuți? Va fi, da de mică. Deci nu vom mai deci avea noi, rate mari. Noi când ne referim la o țară dezvoltată discutăm de o creștere 1, economică 2. de 1, 2, 3 deja și se pare o creștere mare. Să nu uităm când produce o cărămidă. Și în anul următor faci două cărămizi. Creștere e... de 100%, nu? Deci, asta este pentru țările mai puțin dezvoltate. Au ritmul mai mari de creștere. Deci, când România se laudă, care e cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Trebuie să sigur, vedem și de unde. E frumos să ne laudăm, dar să, ne ui... nu... să nu uităm de că unde plecăm. Un procent de creștere în România înseamnă să zicem două pahare în plus. Pe când un procent de creștere în Germania înseamnă o mie de pahare în plus. Asta e diferența. Depinde de baza de unde pleci. Deci noi vom discuta în continuare de creștere în Uniunea Europeană, dar mai mică decât a fost în perioada care a trecut de 10 ani de la criză. Până la urmă, ciclurile economice nu pot fi anulate. Deci, toată lumea spune deja că după 10 ani de creștere economică și în SUA și în Europa și asta, ne apropiem undeva de un moment când ciclul economic își spune cuvântul. Domnule Stolojan, se discuta foarte mult în urmă cu 10-15 ani de recuperarea decalajului economic dintre noi și Occidentul Europei. Gândiți-vă că astăzi dacă noi avem un pi pe cap de locuitor pe la între 10 și 14.000 de dolari. În Occidentul Europei, țările dezvoltate, unde așa acolo, atenție, sunt mari disparități, au început să apară mari disparități între ele, sunt undeva pe la, nu, 50-55 de mii în cazul Austriei, Germaniei, Suediei. Credeți că poate fi recuperat acest decalaj într-un timp predictibil? Bine, pentru noi, ținta este nivelul mediu din Uniunea Europeană. Italia, și, nu, da, și nu Și nu, cum e Spania, de exemplu, da. ținta este, deci, nivelul mediu pentru că ajunge la nivelul, să zicem, al Danemarcei sau al Austriei sau deja înseamnă să fie peste media Uniunii Europene. Deci, ținta pentru noi este nivelul mediu și, după părerea mea, undeva. 15 ani ar fi pornind de la nivelul actual. Actual, da. Pentru că nu a spus bine undeva 10, suntem 10.000, 12.000 de euro, deci ceva mai sus puțin la dolar, dar dacă luăm în calcul puterea de cumpărare la paritatea puterii de cumpărare. Da, e mai mare. Atunci suntem mai aproape, suntem la 63% din media Uniunii Europene. Mă refeream strict la valoarea nominală, care e și cea valoarea mai Valoarea nominală e aia care ne arde da. foarte rău la buzunar în sensul când cumpărăm mărfuri din import, da. în special și alte produse, chiar dacă sunt din țară, dar care sunt tot timpul prețuite în euro. <laughs> Indiferent dacă Teodorovici vrea să le facă în lei, vor fi tot la echivalentul în euro, prețurilor da. în euro, cum, de exemplu, suntem cu serviciile de comunicații, nu? Da. Și altele. Așa. Acum, sigur că ne dorim acest lucru, să eliminăm decalajul. Acum, ca să elimin decalajul, trebuie să produci produse, servicii cu o valoare adăugată mai mare în România. Și aș vrea să dau un exemplu pentru a înțelege mai bine. Noi am produs Dacia Logan, un produs de succes, dar care se vinde undeva, știu eu, 7, 8, 10, 12.000 de euro, da? Am trecut la Dacia Duster, care e deja alt nivel de preț, de la 15.000 de euro în sus. Da, produse cu, mar, cu valoare mare adăugată. Bun, dacă vrei să ajungi la nivelul mediu, trebuie să urci tot timpul această valoare. Vedeți, Ungaria asamblează Audi. Și o țară care, atenție, nu avea tradiție în această industrie. Care nu avea tradiție. Deci ea face, deja e la alt nivel. Audi nu se vinde nici cu 15.000 de euro, se vinde cu prețuri mai mari, nu? Decât Dusterul. Deci trebuie tot timpul să progresez în această valoare adăugată. Și atunci întrebarea este cum pot progresa? Păi, în primul rând, trebuie să-mi rezolv. prin investiții, evident. Investiții atât în echipamente, utilaje, cât și în forța de muncă. Dar nu e suficient numai prin investiții. În cazul României, avem nevoie tot timpul să perfecționăm sistemul de alocare a resurselor, pentru că, uitați-vă, toată lumea știe că infrastructura, din cauza infrastructurii la drumuri, în principal, noi pierdem proiecte, nu? Mercedes a renunțat să investească în România. Era un target pentru Mercedes să facă tot o linie de asamblare de mașini în România, care, evident, erau mercedesuri, nu erau uh, alte mașini, și a renunțat pentru că infrastructura din România este așa cum este. Uh, și am pierdut nu numai acest proiect, am pierdut și alte proiecte mari de investiții. Deci, eu trebuie să îmbunătățesc foarte mult aceste sisteme de alocare a resurselor. În primul rând, resursele publice. Nu vedeți ce se întâmplă. În al doilea rând, când mă refer la sistemele de alocare a resurselor, să nu uităm că noi folosim o bună parte din fondurile europene nerambursate, care ne vin da. gratis, le folosim încă pentru cheltuieli curente. Da, ceea ce e foarte păgubos. Ceea ce e foarte păgubos, în loc să îndreptăm totul spre acelea investiții. care îți produc profit după aceea. Și, în fine poate un element la fel de important ca investițiile este progresul continuu al tehnologiilor. Fără ele nu poți să crești valoarea adăugată. Da. Eu nu pot, gândiți-vă... Cum a făcut Estonia, gândiți-vă, a investit foarte mult în zona de high-tech și are rate mai... Eu de... am această situație în prezent, nu? Am uh, foarte multă producție de software în România, de programe, Sembur. nu? Unde salariul mediu a depășit deja o de euro. Deci, iată, acest gen de servicii și produse, dacă pot, nu numai servicii, cu valoare adăugată. Altfel, nu pot să mă apropii de nivelul mediu din Uniunea Europeană. Și atunci, întrebarea este, cine mă aduce acest progres continuu al tehnologiilor? În primul rând, investitorii privați. Statul, sigur că poate interveni și el aici, și anume creând un sistem de stimulente da. pentru acest gen de investitori care vin cu produse cu valoare adăugată mare în uh, țară. Uh, nu mai vorbesc, sigur, avem și cercetare românească care ar putea contribui și iată dacă e să revin din nou la Dacia, să nu uităm că Renault a făcut la lângă titu un centru de cercetare-dezvoltare. Ceea ce e foarte important. Ceea ce e foarte important. De asta, acolo, e evident că inginerii nu sunt plătiți sub 1000 de euro pe lună. Deci avem nevoie de aceste elemente care să ne conducă într-acolo. Deocamdată ne mișcăm în, direct, în direcția bună. Din păcate, nu cu viteza cu, cu care, care ne-am dorit ne Am să nu uităm că au trecut 30 de ani da? de la căderea acum. gândiți vă unde erau țările occidentale la 30 de ani după război. Da. După Letran Glorieuse, După. Ma... Bun, nu poți compara niciun război cu 40 de ani Sigur. de comunism. Domnule Stolojan, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Radio France, la călătorii geopolitice. Vă mai așteptăm pe la noi cu alte mulțumesc. ocazii și vă urez succes în toate mulțumesc. proiectele politice pe care le aveți. Sunt Cristian Gava, rămâneți alături de Radio France până duminica viitoare. O duminică liniștită. La revedere!